Bine ați venit, domnul și domnul, era să dau un cap în cameră, nu se pune. Ăsta e un interviu cu mine și cu băiatul respectiv. Mi-era mail, a spus să facem ceva împreună, colaborare, chestii, nu m-a plătit. Efectiv, frate, mi-era dat ideea de interviu, facem un interviu despre cum, care eu mi l-aș fi dorit atât de mult, dacă aș fi început să fac YouTube acum, mi-aș fi dorit atât de mult să știu ce am spus în momentul ăsta în interviu. Adică sunt sfaturi despre cum să-ți faci canalul de YouTube, ce e greșit și ce să nu faci și ce trebuie să faci. Capcoan, ok? De la mine pentru voi, vă pupă Jean, uite interviul aici. Sper că învățați ceva, măcar dacă unul dintre voi înțelege ceva. E clar, nu-i așa, domnule Ela? Ți-ai spar muia, bă, pulă. Voi vedeți că mi-am spar fața în masă când am dat cu capul în cameră, da? Voi, chiar mi-am spar fața în cameră, ești prost la cap? Elan? Ești gay. Stai-ți. Gustă sângele inamicilor. Îmi place sângele de pulă. Prima întrebare este, care crezi că este setup-ul potrivit pentru un YouTuber începător? Pam, pam. YouTuber începător. Okay. Pentru YouTuber începător, da. Adică, na, am citit pe mai multe de alea de, cum se numește, TPU și bla bla bla. Wow. No, bine. Te rog să luăm cu greșit. Am citit chestii de genul că ai nevoie de, se scrie unul că el filmează cu iPhone și unul, putuț, cum să filmezi cu iPhone dacă vrei calitate? Ai nevoie de un DSLR măcar. Mhm. Și atunci am zis că, na, telefonul meu nu o să facă față. Deci, în primul rând, te referi la vloguri, la gaming, la pulă, la gură, la ce? La pulă, la gură, la orice. Stai că acum am înțeles mesajul subliminal. Păi, gaming, în special, ai nevoie de un calculator numai și așa că vlog, să zicem. Păi da, deci la gaming ai nevoie de un calculator. Da. Bun. Vezi tu? Tu ai pus începător și ca începător n-ai nevoie de nimic. Ai nevoie doar să faci videourile în sine, să uite lumea la ele. Păi da, și aia ziceau de acolo că dacă nu văd pătrățelul ăla cu HD, deci, nu intră pe video. Eu când am început să filmez, am început să filmez cu camera de la pufuleți, da? De aia la 5 lei. Și calculatorul meu, care încă nu l-am, e laptop. Și laptopul ăsta are i3 și e vechi, da? Te înțeleg. Bun, și tot am făcut-o, cumva, ok? Trebuie să nu te bazezi pe echipament, să te bazezi pe ce faci tu și pe ce ai deja. Da, să ai ceva de zis. Dacă n-ai nimica, de obicei nu încep când n-ai nimica. Adică dacă n-ai nicio cameră, niciun calculator, nu cred că te... E cam greșit să te duci să-ți cumperi tu special, gen să te duci să-ți cumperi camerele și de căcaturile alea când... Da, trebuie să începi de undeva și de obicei începi cu ce ai deja. Orice căcat ai. Și n-ai nevoie de DSLR-uri și chestii, adică dacă vrei să spui că e HD și chestii. Eu nici până acum, webcam-ul meu nu e HD. Okay? Adică n-am încă căcaturile și aș putea să le ia, dar nu acum. Și modestia. Ce crezi că ar putea face un YouTuber mic să fie descoperit de lume? Așteptăm să spameze în comentariile YouTuberilor, mai abonați-vă la Cartof Gaming. E trist că ai spus-o că Cartof Gaming chiar e unul. Serios? Da. No, bine, atunci Crumpli Gaming. În fine. Deci chestia cu spamatul în comentarii e useless. Și e la fel de useless când începi. Presupunem că ai un canal și ai 3 videouri cu LOL la fiecare 5 luni postate, niște gameplay-uri de căcat, care am pățit să primesc mail-uri de la oameni din ăștia să spună să-i ajut. Și dacă vedeți video-ul ăsta în sine, înțelegeți că efectiv, ești fără ajutor. Okay? Deci, tu, mai ales la început, sună greșit. Trebuie să faci ce-ți place, ok? Dar în raza aia de ce-ți place ție, pentru că acum e adevăr, ok? Nu trebuie să fii ca proștia care spun, vă, ce-ți place și lumea o să vină la tine dacă ce-ți place ție să fuzi capre și n-ai voie pe YouTube. Ok? nu prea poți să iei oamenii. Adică, încearcă să faci ce-ți place, dar la început, mai ales, chestii calitative. Lumea asta nu face. E greu să faci calitate la început de tot când pornești, dar ce să te duci pe calitate în sensul că, spre exemplu, la, gândește că tu vezi acum, ești pe Facebook, la, și intri pe un grup din la care ești tu gen de LOL. Cum, de exemplu, eu am început cu LOL, spre exemplu, la, ok? Dacă tu postezi un video cu o calitate de căcat și în care ești cu Caterina și faci un triple kill și ești gen primul meu triple, uaaa, da? Și ăla e tot video și n-are nici... Un Dumnezeu. N-are, efectiv, e așa fără niciun sens și nu interesează pe nimeni,
încât degeaba îl postezi acolo. Adică, pur și simplu, trebuie să faci ceva ce să intereseze și pe alții. Ăla e cuvântul, mai ales la început. După aia, după ce strângi o audiență, na, mai mare, poți să postezi și ce mai vrei tu. În general, postezi și mereu ce vrei tu, dar să fii sigur că interesează și pe altcineva. Da, da. Ce sfaturi ai pentru editori începători, adică trucuri de editat sau chestii de genul ăsta mirobolante? Dacă, na, știi, probabil, de exemplu, eu habar n-am să editez. Editez la nimereală ce descoper nou în ziua aia. Da, uite, spre exemplu, eu știam dinainte să folosesc Photoshop-ul și toate căcaturile astea. Da. Da, vezi? Tocmai, se leagă cu prima întrebare legat de setup, că asta face parte din setup oarecum, dacă e așa, partea de software. Iarăși, da, știam să editez oarecum, bine, nu editasem până atunci, dar aveam o idee cum se face. Aveam un căcare calculator și un căcare webcam, da, și le-am folosit pe alea combinate să fac ce fac acum. Dar, dacă nu știi să editezi și așa mai departe, nu trebuie să știi să editezi. De exemplu, eu am început să editez în Premiere Pro și în After Effects și în chestii mult mai complicate decât ce editez acum. Acum editez în Sony Vegas, ok? Și de ce fac chestia asta? Adică de ce am dat downgrade, să spun așa, la calitatea programului, da? N-aveai nevoie de toate... N-aveam nevoie de toate chestiile alea. Adică gen, cât ai mai multe opțiuni, te simți mai... Că, poți să faci mai multe. În același timp, pentru mine cel puțin, ok, poate nu fi pentru toți, dar cel puțin eu, dacă te uita la vreun video de meu și ai râs vreodată, probabil ai râs pentru că era mult mai simplu și era gluma mult mai goală și editată cut, pur și simplu, decât să fi pus 10.000 de tranziții și 10.000 de căcaturi. De exemplu, mie nu mi-ar plăcut să văd un video cu tranziții din alea de Movie Maker, gen se face alb-negru, se schimbă în pătrățele ecranul când e tranziția sau, nu știu, căcaturi din alea oribile. Eu consider, e doar părerea mea, poate fi total diferit de alții și de alte tipuri de canale și mai departe, dar pentru mine, cel puțin, cu cât mai simplu, cu atât mai bine, pentru că, cel puțin, la mine, iarăși, contează ce spun eu și ce fac eu și editatul în sine e doar ca să transmită căcatul respectiv. Dacă cumva, prefer să ai mai mult editat și mai puțină personalitate, e altceva. Mergi așa. Trebuie să faci un balans. Da. Dar prefer simplu. Eu. Care crezi că este partea cea mai importantă dintr-un video, adică, să zicem, thumbnail, conținutul sau personalitatea omului? Aici nu contează neapărat gaming sau vlog, orice fel de video. Orice video pe YouTube. Totul contează, ok? Dar contează ordinea la chestiile astea, adică, în primul rând, da? Contentul tău trebuie să fie bun. Dacă nu e bun, iar n-ajunge lumea să uite la tine. Ok? Pentru un fel poți să te faci cunoscut și prin cât dislike-uri ai. Gen, smenta. Poți să faci ce strategie vrei tu atât timp cât lumea se uite la tine. Da? De exemplu, l-ai văzut, nu știu, erau și pe Facebook o groază de oameni de ăștia handicapați care, făceau, săreau de pe blog. Au căcat de astea și lumea era așa, de ce ești handicapat? Și dădeau din putea să dai dislike acum pe Facebook, dar în sensul că nu le convenea, dar să uitau, ok? Da, în fine, care era întrebarea? Nu, care crezi că este partea cea mai importantă Din important, video? În primul rând, hai să începem cu ce vezi prima oară. Tu vezi un titlu și un thumbnail, da? Da. Thumbnail-ul, acum intrăm în zona de clickbait, da? Da. Considerând că contentul tău e calitativ, da? Da. Clickbait-ul mi se pare așa de inofensiv. Adică, true. Eu, spre exemplu, la animațiile care le-am făcut, ultima animație era, am pus gen țâțe în thumbnail și o pisică și o săgeată, în fine, da? Thumbnail-ul ăla pot să zic că e clickbait, da? Dar, dacă nu era, dacă presupunem că puneam fucking... o mâță, doar o ceva, mâță. Ceva ce nu te-ar fi făcut să apeși click, da? Tu nu ajungeai să vezi contentul ăla și eu consider că e bun. Se spune că e bun, da? Contentul e calitativ, dar dacă tu nu ajungi să-l vezi, n-are efectiv sens. Eu ok să faci clickbait-ul atât timp cât are și sens. Adică, chiar au apărut țâțe în video și chiar era vorba despre mâțe, ok? N-avea niciun sens să pun țâțe și mâțe și vorbeam despre pastile, înțelegi? Aia n-avea niciun sens, da. Deci clickbait-ul are o influență foarte mare
Și e foarte bine primit, atâta din cât face calitatea. Dacă, de exemplu, tu postai un video de căcat cu lor și pune niște țâțeni. Doamne. În fine, oricum îți luai dislike după mine, că cel mai că n-avea niciun sens, dar ca și idee, deci eu sunt de acord cu clickbait tot atât timp cât e frumos. Sunt și clickbait-uri oribile, ok? Dar să fie frumos, succint și bine plasat. Titlul, la fel, să fie simplu, ok? Simplu, gen, am pus acolo ce am pus, cum gândești o pisică, sau ultimul video, mesaj către YouTuber români. Să fie catchy, adică să prindă la lume, adică gen să te facă să te întrebi ce pula mea e video ăsta și intri să vezi ce e. Combinat cu thumbnail-ul, da? Da. Dar, de exemplu, dacă puteam să pun la ultimul video, am vorbit despre multe chestii în video-ul ăla, și era greu să aleg un titlu. Puteam să pun ceva gen video în care încep să spun de ce n-am mai postat de 2 luni și după care vorbesc de... Nimeni nu apasă pe chestia aia, că e dita mai pula, ok? Trebuie să găsești în video-ul ăla un mesaj super concis, frumos și să aibă și legătură cu video, e important. Și la fel de bine, acum nu știu chestia cu caps lock-ul și așa mai departe, eu prefer să folosesc caps lock, dar nu e neapărat nevoie. Asta e partea de ce vezi prima oară la un video, adică gen thumbnail-ul și titlul, da? Titlul, da. Apoi, contentul în sine trebuie să fie bun, ok? Că altfel degeaba ai ălea pe intro, nu mai vedeți de zic pleacă. Și să fie continuat, ok? E foarte greu de obicei, mai ales la început, să continui canalul, adică gen vezi că n-ai view-urile, vezi că n-ai căcaturile și nu mai pleacă. Și după aia te lași tu și mai departe. Am fost o groază de cazuri. Care probabil o să fie și cazul tău dacă nu ești deștept, dar... Păi, nu, am o lună, două, am o să mai putut și la mine că, na, mi-a fost lene, sincer, doar. Exact, în fine. Tu cât crești mai mare, cât simți obligația mai mare să postezi pentru și că plăcerea e diferită. Îți dai seama că măcar cineva să uită, nu ești tu, maica ta și taică tău, aia care să uită. Bă, la mine nu se uită niciodată. Da, mă, partea nașpa, na. Da. Și ce mai era? Editatul, deci editatul e important, e foarte important, da? Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie complicat. Important nu înseamnă complicat, să fie... Pentru că dacă vezi numai editat, e mai... Să fie măcar simplu. E, după mine, un editat simplu și gen să transmită mesajul, e perfect. O muzică pe fundal tăiată bine și niște cut-uri bine plasate, aia e tot ce trebuie. Dar poți să uiți la orice video, dar nu are mai mult de atât. Adevărat. Adică, de fapt, știu deja asta. Mai are un scris, mai are o chestie. Dar vezi tu, asta ține de umorul meu. Că eu asta îmi consider că mi se pare mie amuzant și asta arăt la oameni că e ce sunt eu. Dar poate altul consideră că dacă pui doar căcatul ăstea care le pun eu ceva gen, ăsta nu se chinuie, nu știu ce. Să fiu sincer, ca să-l faci mai simplu video, da? E mai greu. E mai greu să-l faci mai simplu decât să-l faci complicat să arunci toate căcaturile în el. Dar asta consider eu. True. Ai crezut că ăsta a fost tot... Bă, ăsta a fost doar partea întâi, ok? Dacă vrei să vezi partea a doua, intri la băiatul ăsta pe canal. Aici frumos are video-urile pe undeva. Și mergi și, da, vezi dacă îți place. Oricum, interviurile sunt acolo în continuare. Sunt niște întrebări destul de... Care cred eu că dacă eu aș fi început în momentul ăsta YouTube-ul, mi-aș fi dorit atât de mult să fi știut ce i-am zis lui, ce am spus în video ăsta. Mi-aș fi dorit atât de mult să știu căcaturile astea. Dar asta e, le înveți cu timpul și mă enervează că alții ajung să le știe și ce fac gen, o, le țin pentru mine să nu le spun la nimeni. Ce pula mea? Pui click-ul pe mine, nesimțitule. În fine, dacă v-a plăcut, intrați la continuare aici. Bam și pam, sunt încă 2 părți și da, like, subscribe dacă vrei să chestii, adică știi, adică legiune pe viață. Ei! Dacă lăsați un like, adică primit din partea mea. Mă dau căcat ăsta, mă jur de nu. Știi cât de bun e? Dacă te-ai trezit momentul ăsta cu una asta pe masă, o să mulțumești pe viață, ok? 10.000 de like-uri și o să primești 10 de astea. Și subscribe, mersi, mulțumesc. Am dat cu capul în masă, bă, că mi-a spus. Elan, de ce mi-ai făcut una ca asta? Nimeni nu te place.
librăriile. Fucking urăsc librăriile. Fucking urăsc. Puta Dumnezeu, mă, știam eu de ce urăsc librăriile. Nu cred că vreau să...